România trece la digital. Semnalul clasic de televiziune, recepționat cu o simplă antenă, se pregătește de o revoluție tehnologică. Tranziția de la analogic la digital ne va aduce mai multe canale TV la o calitate superioară. Televiziunea română este prima care ajunge în casele dumneavoastră prin noua metodă. În așteptarea lansării de peste câteva zile, vă prezentăm o serie de materiale care vă explică noua tehnologie. ...17 iunie 2015 este data de naștere a televiziunii digitale terestre în România. Avem cu toții timp un an și jumătate să ne familiarizăm cu emisia digitală, pentru că până la finele anului viitor, semnalul clasic, cel analogic, va exista în paralel cu cel digital. Posturile TVR vor fi însă disponibile în sistemul digital terestru încă din prima zi, partea unei rețele care se va extinde treptat la nivel național. Televiziunea română, televiziunea română publică, este aceea care face acest pas în peisajul mediatic din România. Este și șansa noastră de a reveni într-adevăr pe piață și de a fi un partener și un concurent foarte serios. Imaginea este mult mai bună, condițiile de recepție sunt mult mai bune, ceea ce va fi în avantajul telespectatorului pe care îl servim. Trebuie să spunem însă, ca să nu speriem sau să îngrijorăm telespectatorii, că emisia va continua și pe analogic și că vor putea o perioadă suficientă de timp să rămână pe actuala recepție. Mulți dintre noi poate au uitat cum este să recepționezi canalele TV din eter cu o antenă. Alții însă depind de această metodă consacrată pentru a avea acces la informații. Iată un prim episod despre ce înseamnă televiziunea digitală terestră. Când o resursă este invizibilă, tindem să credem fie că nu există, fie că este inepuizabilă. Cam așa s-a întâmplat și cu frecvențele radio. Sunt o descoperire a lumii moderne, chiar foarte recentă, dacă ne raportăm la scara istoriei. Dar oamenii au învățat repede avantajele radioului, ale telecomunicațiilor, ale televiziunii, iar spectrul de frecvențe a devenit cam aglomerat. Tehnologia ne vine în ajutor și de această dată, prin tranziția de la semnalul analogic la cel digital. Dar care e diferența? Ei bine, aveam o glumă când eram copii. Ce atârnă mai greu, un kilogram de paie sau un kilogram de cuie? Vezi aici poanta, nu e vorba despre masă, despre greutate, ci despre densitate și implicit despre volum. Hai să punem lucrurile la propriu în mișcare și să le arătăm oamenilor care e diferența dintre un semnal analogic și unul digital. Cam așa arată o emisie clasică, analogică. Iar aparatele fabricate în ultimii 70 de ani au fost învățate să decodifice astfel de semnale, cu toate, ia uitați, interferențele și bruiajele de rigoare. Dar trăim de ceva vreme în lumea binară a lui 0 și 1, a limbajului informatic a computerelor. Și asta vine cu avantaje calitative, dar și cantitative. Cam așa arată o emisie digitală, pachete compacte de date care sunt reproduse fidel și nealterat de noile aparate de recepție. Să presupunem că acest bol reprezintă spațiul de frecvență ocupat în prezent de emisia terestră a TVR1. Semnalul analogic ocupa acest spațiu cu o oarecare risipă, deloc de neglijat. Iar când trecem de la analogic la digital, TVR1 se așează cu minte, cu imagine clară și sunet perfect și lasă loc și pentru TVR2, pentru TVR3, TVR HD și pentru multe altele. Acesta este un multiplex, iar România are alocate 5 astfel de multiplexuri. Dar despre asta o să mai vorbim. Dar cum ajunge semnalul de aici în casele oamenilor? Păi să o luăm pe firul informației. Aici este creierul televiziunii române, regia multicanal, unde se centralizează emisia fiecărui post. Iar de aici semnalul urcă în terminalul operativ de control. Oamenii spun simplu toc și merge spre Radiocom, compania națională care administrează rețelele naționale de emisie terestră. Într-acolo pornim și noi, dar în materialul următor. Până atunci, rămâneți pe frecvența TVR. Mâine în Telejurnal vă așteptăm cu un al doilea episod. În România, tranziția de la emisia analogică terestră de televiziune la emisia digitală terestră se va încheia la data de 17 iunie 2015, conform acordului Geneva 2006 semnat de România și a strategiei din acest domeniu adoptată de guvern. Începând cu această dată, televiziunea română trece la sistemul de emisie digitală terestră. Canalul TVR1 va continua să fie recepționat în mod analog în banda FIF până la data de 31 decembrie 2016, conform ordonanței de urgență emisă în data de 10 iunie anul curent.
curent de către Guvernul României. Pentru informații suplimentare, puteți suna la numărul 021 207 5858 sau accesa site-ul www.tvr.ro.